vreo 16 ani am redescoperit Sulina. Eram mic, veneam cu părinții la prieteni aici în vacanțele de vară, cele de pe zilele de le petreceam la mare, veneam la Sulina alături de prietenii părinților mei. Am redescoperit-o acum vreo 17-18 ani, nu mai știu cu exactitate, ajungând accidental în Sulina și mi-am dat seama de potențialul pe care l-are orașul. Am găsit un locul ăsta și am zis, haide să fac ceva pentru mine, pentru bucuria mea, să am măcar două, trei camere unde să vin vara. Și din pas cu pas, după ce am luat terenul, mi-am dat seama că ar trebui pus și valorificat altfel. Astfel am construit într-un timp relativ scurt, dar cu niște eforturi mari, am construit casa asta, unde avem 14 camere, 13 camere duble și un apartament, plus un restaurant de jos, pentru care vara mai construim aici o terasă provizorie, se servește, are o capacitate maximă de vreo 120 de locuri. Avem legume de primăvară, rădăcinoase, cartofi, iaurt grecesc și găbenuș de ou și seamă de lămâi. Și apoi, la felul principal, vă facem un crap la prunța, pe pat de cartofi noi și cu un sos de roșii, făcut de noi aici în casă. Și la desert, tradiționalele varenichii. În principiu cam ăsta e meniul. Noi încercăm în meniul care l-avem în restaurant să fie o mâncare multietnică, pentru că în Sulina sunt foarte, foarte multe etnii și atunci dorim să îmbinăm un pic, să se bază și la noi în restaurantul ăsta. Dar oamenii vin și vă spun, ne place peștele, nu vezi încă numai pește. Ce dar noi avem, le putem oferi de la vită, porc, pui, rapane pe partea de fructe de mare, rapane de Marea Neagră, pui de baltă. Și în principiu berbecuț, anul trecut am vândut berbecuț, mai nou facem paste, că nu se prea făcea un oraș și chiar au avut succes. În principiu putem găti orice. Suntem o familie de bucătari, numai eu și echipa mea. Băieții sunt din Ucraina, fetele sunt din zona Sibiului, deși noi aici suntem tot multietnici în bucătărie la Perla.
discutăm într-o dimineață foarte frumoasă, soarele este pe cer, cerul este albastru. Înțeleg că de obicei se aud bombe pe aici sau... Nu le-ați văzut. Dacă ar fi fost bombe, cred că mi-aș fi luat copiii și aș fi plecat. Nu. Totul decurge normal aici. Poate că s-a auzit în unele nopți vreun avion care a depășit bariera sonică în proximitatea orașului. Într-adevăr, știind că alături este un conflict, da, ai anumite temeri, dar suntem aici. Mai devreme, nu știu dacă a surprins, au intrat în restaurant o grămadă de turiști. Deci oamenii n-au de ce să se teamă, această zonă este una sigură, nu sunt absolut niciun fel de probleme. Chiar n-au de ce se teamă oamenii, suntem sub o cupolă imensă, o cupolă NATO, este liniște.